Scădem un pic în categorie și ajungem la 61 de kilograme. Cea mai mică în gala din această seară de la Dej. Paul Tolaș este cel care intră acum în ring, e un luptător din Alba Iulia. Revolution Academy este clubul său din Alba Iulia, antrenor Alin Moldovan. Paul are 20 de ani și are două meciuri până acum la profesioniști, ambele însă pierdute. Și pare că din tot sufletul său vrea să schimbe ceva în această seară, să-și aducă și prima victorie la profesioniști în palmares. Bogdan Plotună este din media, și v-am zis, sunt mulți luptători din zona asta. Unii mai de aproape, unii mai de departe. You know the rules, you follow my instruction. I say stop, you stop the fight. I say break, just go back and go with the fight, okay? I wish you good fight. Judge. Time. Start în meciul 7. Doi băieți la început de carieră, unul chiar la debut. Tolaș, cel din dreapta. Stop! Atenție însă. One more time. Avertizat pentru faptul că atunci când lovește cu genunchiul, nu are voie să-și tragă adversarul de cap către genunchi. Trebuie să dai drumul la priza. Aici a făcut mai aproape, a fost mai bine. A fost cât pe ce să repete greșeala, dar până la urmă a fost mai bine. Oh, ce stângă! Tolaș și puștul imediat și are serioase probleme. 3-4. Pare a fi în regulă, nu știu dacă e așa, gândiți-vă că o lovitură a curentat practic și l-a trimis la podea. Și Tolaș va încerca să profite. Aceste secunde îl ajută mult pe Medieșan să-și revină, dar primește încă o dată lovituri puternice. Va da și el drumul la brațe, dar e total lipsit de... Încearcă deocamdată să stea în apărare, să nu se deschidă, asta nu e un lucru rău. Iată-l lucrând și el cu genunchiul, prinzând curaj. Tolaș însă are o stângă ce creează probleme. Iată lovitură înaltă. Tolaș lucrează frumos. Foarte spectaculoasă lupta asta, cu Plotună încercând să-și revină acolo. Bună stânga.
cade însă pe lovitură plotună și Tolaș profită, serie bună în continuare. Încă o dată își prinde adversarul acolo. Tolaș plotună nu renunță la ideea asta de a lovi cu genunchiul, care n-ar fi chiar rea. Trebuie să treacă peste șocul ăsta la acelei numărători, pe care se pare că a depășit-o, numai că mai sunt secunde bune până la finalul acestei runde. Lovitură joasă de picior și iată, serie bună, Tolaș, un pic fără vlagă acolo, plotună, spre șansa sa, lupta se întrerupe un pic și poate să-și mai regăsească gândurile. Aici mai bine să stea așa în gardă, dar iată ce dreaptă are Tolaș, foarte bună pe viteză și care creează serioase probleme lui plotună. Medieșianul încearcă să-și îmbrățișeze adversarul acolo. Stop. Își deschide acolo Tolaș lupta cu brațul din față și iată încă o dată serii bune, plotună. E o luptă în care cei doi se lovesc și mult după comanda stopa arbitrului, mai ales Tolaș, dar repiza asta e foarte bună pentru el. Momente grele pentru debutant. Plotună a început cu nu se putea mai rău meciul. Și a trecut, aș spune, admirabil peste acea numărătoare, revenind în meci, sigur, plecând în spate. Vom revedea lovitura, pentru că a fost foarte rapidă. Aici e momentul când își ține adversarul cu două mâini și dă drumul la genunchi, lucru interzis. Aici cred că e numărătoarea. Stânga din scurt îmbărbi adversarului. You follow my instruction, I say stop, stop. The next round. Arbitrul a sesizat că s-au lovit cei doi după. Fight. Sigur, Tolaș a fost mult după stop, dar și Plotun a fost undeva pe acolo. Pare nu avea altă tactică Plotună decât să lovească cu genunchiul. Iese din gardă cu astfel de lovituri violente, numai că de multe ori lovește aerul și nu e cea mai estetică idee pentru el. Tolaș însă își calculează mai bine atacurile. Un plus de viteză, un pic de explozie pe lovitură și ați văzut ce a ieșit în prima rundă. Plotună forțează un pic, încercând să reechilibreze disputa. Schimburi dure între cei doi. Iată, o lovitură bună la corpul adversarului și cineva scapă proteza. Hai să vedem, este Tolaș. Time. Fight! Iată din nou lovitură bună Tolaș, care forțează serie, lovitură înaltă la capul adversarului, se blochează bine Plotun acolo și încearcă aceeași lovitură de genunchi, fără prea mult succes până acum. Lovește în gol Plotună. Iată, încă o dreaptă, excelent, lovește la corp. Sigur, încearcă să iasă cu croșeu de stânga de acolo Plotună, dar sunt puține șanse, ținând cont că primește atât de multe lovituri. Fight.
Ne apropiem de finalul acestei reprize. Rotuna alunecă un pic și vine din nou stânga, dublată. Tolaș forțează. Rotuna un pic mai bine în repriza asta, dar tot e în urma adversarului său, cred. Iată, încă o dată, stângă, croșeu, în plin, recepționat și încă o dată stânga cea din scurt, ce îi place atât de mult lui Tolaș. Lovitură înaltă de picior pe care Plotună n-a schivat-o așa cum trebuia. Și iată din nou stânga la corp. Momente grele pentru Plotună, care cu greu rezistă acestei presiuni. Dar deocamdată e în luptă și asta contează, chiar dacă mai recepționează și alte lovituri pe finalul rundei a doua. The last round. Time. Fight. Ultima repriză a meciului 7 din această gală. Vă reamintesc că în afară de această întâlnire mai sunt încă 3 lupte. Un super fight, apoi finala piramidei greilor și apoi main eventul galei. Moldoveanul Filipov față în față cu cunoscutul luptător Adrian Maxim. Medic. Cred că e și o accidentare la picior acolo și nu-l mai văd continuând pe adversar, îl numără acolo arbitru, dar pare a fi o accidentare. Oricum, cred eu că cel mai bine e să renunțe în astfel de situații, pentru că iată aici momentul accidentării. Dar cred că nu vrea să renunțe Plotună și e un lucru frumos pentru el. Numai că acolo Tolaș va încerca să profite. Plotună trece peste toate durerile, încercând să ducă până la capăt meciul ăsta și este un lucru foarte bun pentru el, pentru imaginea lui de luptător, pentru bărbăția arătată de el. Mi-e teamă însă să nu se întâmple poate altceva mai grav în situația în care el e accidentat și cu piciorul acolo nu se mai poate apăra foarte bine. Iată-l înghesuit în colți. O luptă dominată clar de Tolaș, care, în ciuda staturii mici, a arătat mai multă energie, mai multe lovituri. Asta e, mă rog, așa pentru poză, să spunem. Dar a avut multe, multe, multe lucruri frumoase Tolaș. Pune și forță pe lovitura aici, simțind că adversarul nu mai creează probleme, simțind că domină lupta. Ați văzut ce recul a avut corpul lui Plotună la acea lovitură pe care a pus toată forța Tolaș și loviturile cad în continuare. Atenționat, pentru că a încercat să lovească acolo cu cotul Plotună. Nu e un debut fericit pentru el, cu siguranță. Fight. Lupta continuă, dar e dusă greu până la capăt de Plotună, care are meritul de a nu fi abandonat în ciuda unei accidentări la picior. El e acum practic o țintă imobilă, sau mă rog, o țintă care se mișcă cu mult mai mare dificultate față de ceea ce putea face anterior. Tolaș profită și nu renunță la ideea asta de a
de a lovi până la capăt. Cred că și organizatorii au bătut un pic mai repede gongul. Mă rog, susținând aici efortul lui Plotuna, rămâne să aplaudăm victoria lui Tolaș. Așteptăm însă decizia. Ea nu are cum să fie una dificilă, pentru că a fost și o numărătoare în prima repriză și întreaga idee acestei lupte a fost că Tolaș a fost superior. Decizia așadar, dar nu pot fi surprize, sau n-au voie să fie surprize dacă suntem în căutarea adevărului tot timpul, nu-i așa? Cred că s-au săturat și prezentatorii, de câte ori au urcat și au coborât scările pe acolo și au urcat printre corzi. Decizie în unanimitate. Paul Tolaș câștigă primul meci la profesioniști după două înfrângeri. Iar Plotuna debutează cu stângul, s-o scurtă pauză, revenim după publicitate.